Operațiunea de evacuare a luptătorilor de la Azovstal continuă. Soldații din combinatul siderurgic și-au îndeplinit misiunea de luptă, a transmis statul major al armatei ucrainene. 53 de soldați grav răniți au fost evacuați pentru asistență medicală. Alți 211 au fost transportați la Olenivka, printr-un culoar umanitar. Dronele au surprins momentul evacuării soldaților răniți care părăsesc combinatul siderurgic. Vezi și tu acum imaginile. Președintele Volodymyr Zelensky a spus ieri că depune eforturi pentru a-și scoate în siguranță trupele rămase în combinat. Evacuațiunea, misia trivaie, ei creuit nașii viscovi și rozvidnici, zalucenii, naibici plăvovi mișnarodni posered. Evacuarea celor aproape 300 de soldați reprezintă în același timp o înfrângere semnificativă pentru autoritățile de la Kiev. Mariupol este acum un oraș în ruină, controlat în totalitate de ruși, după un asediu despre care Ucraina spune că a ucis 10.000 de oameni. De ce se dau însă lupte atât de grele în orașul port, îți spune Cristian Unteanu, analist economic. Preluarea Mariupolului de către ruși este un semnal că s-a mai avansat sau că au mai avansat un pas în proiectul lor de a obține un arc de cerc, un arc de cerc coerent care să plece din zona Donetsk și pe care să-l forțeze înspre regiunea Odessa.